Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Credință, o emisiune online dezvoltată de platforma Mureș News by RUA, Români Uniți Acasă, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Titlul ediției de astăzi este un titlu care ne apropie de o sărbătoare, am putea spune noi, și anume o sărbătoare pe care o vom celebra sâmbătă, a moșilor de toamnă, și se desfășoară sub genericul Istoria cimitirelor, cimitirul exprese a credinței. Această temă o vom dezbate astăzi împreună cu preacucenicul părinte Belean Robert Gelu, paroh al parohiei ortodoxe Sfânt Petru de Câmpie, protopopiatul ortodox Luduș. Părintele Robert, născut în localitatea Luduș, județul Mureș, în anul 1984, din părinți vrednici și cu credință în Dumnezeu, este un păstor harnic, un păstor devotat misiunile care a fost chemat, dar și un preot râvnitor. Este iubit și admirat de întreaga comunitate parohială. În perioada 1992-2000, a absolvit școala generală, clasele 1-4, din localitatea Iernut, județul Mureș, iar în perioada 2000-2005 au continuat studiile în cadrul seminarului ortodox teologic din Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit cu brio. În toamna anului 2005 a fost admis la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, pe care a absolvit-o în anul 2009. A fost hirotonit preot în anul 2009 pe seama parohiei ortodoxe Șomoștelnic, protopopiatul ortodox Târgu Mureș, din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia, iar din toamna anului 2015, părintele Robert a fost numit paroh al parohiei ortodoxe Sfânt Petru de Câmpie din protopopiatul ortodox Luduș. Părintele Robert este căsătorit cu doamna preoteasă Ana Simona și împreună au doi copii. Părinte Robert, vă urăm bun venit și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și până a vă ruga să ne prezentați pe scurt istoricul parohiei Sfinției voastre, principala ocupație a credincioșilor din parohia pe care o păstoriți, dar și activitățile pe care le desfășurați împreună cu proiectele pe care vi le-ați propus să le realizați, vă invit să ne distribuiți totodată, să adresați întrebări invitatului nostru special de astăzi, pentru că este o temă foarte importantă și o temă de actualitate. Și sunt convins că pe toți ne interesează ceea ce reprezintă cimitirul în care odihnesc cei dragi și eroii neamului românesc și toți cei pe care Dumnezeu i-a chemat în împărăția sa, istoria cimitirelor și cum suntem noi datori să ne îngrijim de locurile de veci. Așadar, distribuiți-ne și adresați întrebări invitatului nostru și în limita timpului disponibil, părintele vă va răspunde fiecare. Părinte, așadar, vă rugăm pentru început să ne explicați pe scurt sau să ne dați câteva date despre parohia Sfinției voastre. Bună seara și bine v-am găsit. Sunt onorat de invitație și cu drag am răspuns afirmativ. Parohia Sfânt Petru de Câmpie este o parohie de pe câmpia română, unde viețuiesc aproximativ 600 de credincioși ortodoxi, din care aproximativ 450 de plătitori, deci undeva la 200 de familii. Preocuparea de bază, cea principală a credincioșilor din parohia Sfânt Petru de Câmpie, este agricultura, creșterea animalelor. Însă, odată cu înaintarea în timp, au început să apară și diferite locuri de muncă prin care credincioșii fac naveta. Mulți dintre ei sunt navetiși în diferite corporații unde lucrează în special în zona cablajelor, iar o parte dintre ei, așa cum spuneam, sunt acasă, se ocupă cu agricultura, cu creșterea animalelor, însă nu putem spune neapărat că mai este agricultura și creșterea animalelor o ocupație de bază, pentru că e foarte greu din gospodăria proprie, din animale puține, dacă nu faci la un nivel înalt acest lucru, să poți să te descurci. Parohia Sfânt Petru de Câmpie a prima atestare a ei apare undeva prin anul 1300. Biserica unde astăzi slujim a fost construită în jurul anului 1950, este o biserică din cărămidă.
mare, frumoasă, încăpătoare pentru toți credincioșii care ne calcă pragul. Înaintea ei a fost o biserică de lemn undeva în cimitir construită și menționez acest lucru pentru că vom vedea în discuții a fost locul de unde de fapt s-a format și s-au, nu numai la noi, ci în multe alte locuri s-au format aceste cimitire, locurile de îngropare ale credincioșilor ortodoxi și nu numai. În rest, spre Sfânt Petru de Câmpie, oamenii sunt cuminți, sunt calzi, sunt iubitori, prezenți la biserică în măsura timpului și a râvnei fiecare în parte, dar per total ne bucurăm de liniște, ne bucurăm de dragostea lui Dumnezeu și de binecuvântarea lui în special, mai ales că fiind o zonă agricolă în mare parte, am fost feriți de câțiva ani încoace, n-am avut probleme din punct de vedere, așa că dacă toate lucrurile Dumnezeu le leagă așa cum trebuie și noi suntem mulțumiți, împăcați, mulțumitori și ne simțim binecuvântați de Dumnezeu. Da, așa este, Părinte, și vedem că încet, încet, la sate, din păcate, se restructurează, să spunem așa, numărul credincioșilor, se diminuează, pentru că mulți vin cât mai aproape de oraș. Exact cum spunea Sfinția voastră, locurile de muncă le au aici în oraș, în Târgu Mureș sau în orașele mai mari. Însă, cu toate acestea, chiar dacă aveți o biserică frumoasă și mare acolo, cu siguranță că Dumnezeu vă va ajuta și veți găsi resursele necesare pentru a putea să o întrețineți și mai mult decât atât, unde este Sfânta Liturghie, chiar ne spunea noi preasfințitul Părinte Irineu acum la conferința preoțească, care a fost în urmă câteva zile, că noi suntem binecuvântați de Dumnezeu că am fost aleși preoți să slujim și să slujiți cu râvnă, așa ne spunea noi preasfințitul, cu râvnă, și să nu încetați Sfânta Liturghie, adică să o mulțiți cât de mult puteți. Pentru că ne-a încurajat atât de frumos ca un tată, mai ales în aceste vremuri tulburi și grele, cu toate că ne-a făcut și conștienți de ceea ce va urma, însă tot timpul ne-a spus să-L avem în drumul nostru și în sufletul nostru pe Hristos. Așa cum El astăzi, dacă ar fi, poate ar umbla prin străzile Târgu Mureșului, dar Hristos umblă prin noi, preoții. Și nu numai, și prin toate altarele acolo unde se slujește Sfânta Liturghie. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă rugăm să ne distribuiți. Doamna Valeria Bute ne spune Doamne ajută, Doamne ajută. Doamna Silva de-a mea ne spune Doamne ajută. Domnul Sila Ghi ne spune Doamne ajută. Doamna Cătălina ne spune bună seara. Am și eu o întrebare, pentru că desea am auzit persoane care se plângeau de faptul cel care a decedat, nu a trecut în lumea de dincolo. Deci, Părinte, intrăm deja cu întrebări, înainte să intrăm în emisiune. Cum putem să ajutăm să-și găsească pacea și să treacă cu bine în lumea de dincolo? Mulțumesc și Doamne ajută! Acum că mi-a venit mie sorocul să fiu astăzi aici, dar cred că orice alt coleg, orice alt preot ar putea să vă îndrume în acest sens. În primul rând, dragostea noastră față de cei care sunt plecați din mijlocul nostru se manifestă, aș putea spune eu, prin mai multe feluri. Odată prin iubire. Deci, iubindu-l pe cel care a plecat din mijlocul nostru, noi ne arătăm și dincolo de mormânt această iubire. Iubirea pe care o manifestăm prin slujbele specifice care biserica le-a rânduit. Aici vorbim de slujba înmormântării, a prohodului, mai apoi de slujbele parastaselor care se fac la zilele rânduite, la 3, la 9, la 40 de zile, la un an și apoi fiecare an până la 7 ani și după niciun fel de problemă. De asemenea, oricând omul simte că are nevoie, oricând omul simte că dorește să aducă un beneficiu celui care pleacă din mijlocul nostru, poate să ceară să se săvârșească slujba părăstasului. Nu trebuie neapărat respectate cu ad literam rânduielile de care aminteam. Și slujbe de părăstas se pot face oricând. Tocmai acum că ne apropiem, mâine, poimâine, avem moșii de toamnă, vedem că este un alt moment prin care ne aducem aminte de cei plecați din mijlocul nostru, deși probabil nu sunt 40 de zile, nu e un an, nu e 7 ani de la plecarea celui drag din mijlocul nostru, dar se fac periodic pomenirea ale celor plecați. Un alt mod prin care putem noi ca să ne
arătăm dragostea față de cei care au plecat din mijlocul nostru, este de asemenea milostenia. Milostenia care în biserică vedem că se transpune în acea pomană pe care o dăm. Pomana care de obicei este în legătură directă cu parastasul, dar această pomană nu neapărat să fie în legătură directă cu parastasul, ci se poate săvârși, se poate aduce, se poate face pomană pentru cei plecați și în alte contexte. De asemenea, mesele care se săvârșesc la sfârșitul slujbelor de mormântare, de obicei, acum mai nou pachete se dau după problemele pandemice, dar tot pomană se numește. Ajutorul, tot acest ajutor, aici chiar îmi vine în minte o scurtă istorioară, dacă îmi permiteți. Cum să? Se spune că o femeie mergea să-și adune, să-și curețe, să-și îngrijească mormântul celor dragi a ei. Și în apropiere era un mormânt pe care nu se mai îngrijea nimeni de ani mulți. Și ea s-a hotărât să facă un bine și curăța și mormântul respectiv când își curăța mormintele celor dragi a ei. La un moment dat a ajuns la spital datorită unei probleme medicale, a fost internată, noaptea i s-a făcut rău și nu era medic de gardă în spital. Și un medic a apărut de acasă și a spus că a visat că un bărbat i-l-a descris cum arată, după nume, știa, i-a venit în vis și i-a poruncit să meargă la spital neapărat să o ajute pe femeia respectivă. Într-adevăr, a și fost operată, probabil, i s-au acordat îngrijirile necesare care erau urgente, care ar fi putut să îi provoace decesul dacă nu erau făcute în seara respectivă, ci abia a doua zi. Și când și-a revenit, femeia a fost întrebată de medic cine este cel care, uite, m-a trimis la tine ca să te ajut, să te vindeci. Și ea nu cunoștea despre cine e vorba, nu știa numele, nu cunoștea persoana și la scurt timp după ce și-a revenit a mers din nou la cimitir și curățând mormântul de alături a văzut că pe mormântul pe care i-al curăța fără să cunoască cui este era scris exact numele care l-a specificat medicul. Deci iată milostenia nu doar prin acea pomană, nu doar prin neapărat prin facerea de bine materială sau de altfel putem ca să ne arătăm dragostea, să-i ajutăm pe cei plecați din mijlocul nostru, ci și prin pur și simplu îngrijirea mormintelor lor, prin păstrarea a lor vie în inimile noastre, pentru că ei de fapt nu mor. Mor când îi uităm noi. Atât timp cât ei trăiesc în sufletele noastre, sunt vii și înaintea noastră și înaintea lui Dumnezeu. Așa este. Și ca să răspundem colegii noastre, Cătălina Lumperdean, colega mea, care lucrează la tot ceea ce înseamnă emisiunea aceasta, împreună cu Andrei Hebuțiu, care sunt spatele camerelor și fac această emisiune să fie atât de ascultată și de vizionată. Noi trebuie să știm de la capul locului. În momentul în care o persoană dragă sau persoana dragă a decedat, noi ca preoți nu slujim slujba procodului pentru trup. Noi slujim din acel moment pentru suflet. Faptul că ei nu trec în lumea de dincolo, nimeni nu poate să conteste acest lucru. Pentru că ce se întâmplă? Noi, din acel moment, știm că trupul se va duce de acolo de unde și-a luat ființă, adică în pământ. Sufletul se întoarce de unde și-a luat ființă, însă după cele 40 de zile până la pomenire. Pentru că, vedem și la parastas, se aduce colac. Acel colac, de fapt, reprezintă sufletul, nu? Trupul. Sau, să spunem, trupul. Da. Am găsit o explicație la vinul și pâinea. Chiar vă rog, să știe lumea și ce că ne ascultă, care, ce semnifică. Explicau așa mai pe înțelesul tuturor semnificația lor. Pâinea, prescura, părăstasul, ce o fie făcută din grâu. Grâu, așa spune Sfânta Scriptură, ca să aducă roadă, trebuie să moară. Da. Reprezintă pe om, care grâul moare în momentul în care este sfărâmat, este măcinat, este supus acestui proces de a ajunge făină. Și după aceea din el, prin procedeul prin care gospodina, brutăria, îl face, se face pâinea. Deci renvie grâul odată mort. Strugurii, vinul, de asemenea, reprezintă, cum a vinul la părăstas poate fi alb sau roșu, dar în esență sunt din struguri. Tot așa, prin stoarcere, printr-o jertfă pe care o face vinul, ajunge să moară. Strugurile moare, dispare cu totul. El putrezește, fermentează și devine vin. Deci toate acestea reprezintă omul, de fapt, care odată mort, trupul se descompune, așa dar este, din suflet trebuie să
reînvie altceva. Altceva însemnând noi ne dorim clar viața cea veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Așa că viața cea veșnică există, dar ne dorim și ne rugăm să fim în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea pâinea și vinul sunt aduse ca împreună să-l aflăm și să-l reprezentăm pe Mântuitorul care a murit, a stat îngropat în mormânt. În această perioadă el n-a putrezit, că este Dumnezeu, dar a înviat și după ce a înviat, de fapt, a înflorit cuvântul pe care până atunci ca o sămânță l-a semănat în rândul oamenilor și a celor la care s-a adresat în timpul propovăduirii sale în lume. Deci pâinea și vinul reprezintă pe omul care moare moare păcatului și se leapă de păcat și înviază mai apoi pentru Hristos, transfigurându-se pâinea, grâul și vin și strugurele în pâine și vin, dar omul în persoană veșnică, în Duh dumnezeiesc, în Duhul pe care trebuie și ne dorim cu toții să-l găsim acolo, dincolo de porțile mormântului, în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că moartea a venit prin păcat, nu? Și atunci... Și moartea este o plată a păcatului. Așa este. Și moartea trebuie, că de aceea a fost instaurată moartea, să răsplătească la dreapta judecată binele și răul. Când sufletul se va prezenta în fața judecății. De aceea spune că va fi înfricoșătoare și dreaptă. Adică, după cele 40 zile, sufletul se duce la dreapta judecată. Adică, sufletul va merge în lumea de dincolo, cum spunem noi, dar, cum spuneați, Părinte, în viața veșnică. Și cu toți ne dorim, încă din această viață, putem dobândi viața veșnică. Și aceste argumente le găsim atât în Sfânta Scriptură, cât și la Sfinții Părinți. Pentru că noi trebuie să fim sub ascultare față de Dumnezeu, cu credință, cu dragoste și să încercăm să îmbinăm aceste lucruri, să le facem atât de bine. Vă mulțumim că ne urmăriți, să ne distribuiți. Doamna Claudia Rad ne spune: Doamne ajută, Doamne ajută, doamna Laura Niculici, Doamne ajută, Părinte Silviu, vă iubim și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc de toată dragostea și totodată că ne urmăriți de acolo, din Germania. Ioan Daniel Feier, Doamne ajută, Rozalia Feier, Doamne ajută, Gherbe Olimpia, Doamne ajută. Avem o altă întrebare de la doamna Laura Stan. Doamne ajută, aș dori să știu dacă cei care ne-au părăsit știu cumva că ne gândim la ei și îi pomenim și mergem la mormânt și le aprindem lumânări. E normal să ne simțim vinovați dacă nu o facem și doar îi păstrăm în gând? Mai ales, Părinte, că se apropie acum Moșul de Toamnă. O întrebare foarte bună. Mulțumim, doamna Laura. Aducerea aminte de cei morți este aducerea aminte de moarte în general. Este benefică tuturor. Așa pentru este. Că ne face să conștientizăm că la vremea potrivită și noi vom ajunge în locul lor. Aici vinovăția pe care trebuie să o simțim sau să nu o simțim nu vine din faptul că am făcut sau nu am făcut ceva pentru el. Pentru că, spuneam, prin faptele milosteniei putem să-i ajutăm. Prin dragostea și iubirea pe care le purtăm putem să-i ajutăm. Prin aprinderea acelei lumânări care reprezintă tocmai lumina cea veșnică și care este călăuza vieții veșnice pentru cei plecați din mijlocul nostru. De asemenea, pentru că niciodată nimeni, cum spune Sfânta Scriptură, nu va pune lumina sub obroc, ci o pune undeva ca să lumineze tuturor. Această lumină și această jertfă pe care lumânarea, ea se jertfește, se topește singură, tocmai ca să lumineze pe cei din jur. La fel și cel care a plecat din mijlocul nostru s-a jertfit, fiecare după putința lui, după cunoștința lui. Nu judecăm noi, pentru că judecata este la Dumnezeu. Dar datoria noastră, da, este aceea de a ne ruga pentru cei plecați din mijlocul nostru, pentru că putem să-i ajutăm. Și îmi vine în minte aici o... N-aș ști să vă spun unde am găsit, unde am auzit-o mai ceva timp în urmă. Se spune, făcând o paranteză și o explicare mai pe înțeles așa, se spune că de ce să ne rugăm pentru cei plecați? Exact ca și când tatăl sau copilul pleacă într-o țară străină. Pleacă în țară străină pentru că este constrâns, probabil de împrejurări, este constrâns de partea financiară sau vrea să studieze, nu neapărat din cauza asta, dar știm și ne lovim și chiar și noi în parohie, din păcate, cu mulți tineri special plecați dincolo. El pleacă dincolo, la fel ca și cel care părăsește viața aceasta. Dar noi de acasă ne rugăm pentru ei sau
îi sprijinim, dacă au plecat, de exemplu, la studii, îi sprijinim ca să poată să își ducă la bun sfârșit studiile. Dacă au plecat la muncă de acolo, ei de acolo ne ajută pe noi. E la fel și noi când ne rugăm pentru cei adormiți, ne rugăm pentru ei, îi ajutăm. Îi ajutăm spiritual, îi ajutăm duhovnicește ca să poată să aibă o judecată sau să milostivi. Ne încercăm să mijlocim pentru ei înaintele Dumnezeu. Și tot așa, bun, dar ar veni întrebarea, dar sunt sfinți pe care cu toate acestea noi ne rugăm și pentru ei. Da, dar ei probabil din prinosul lor, ei n-au nevoie de rugăciunile noastre. Clar, suntem mult sub nivelul așteptărilor duhovnicești la care ar trebui să fim. Dar ei, având mai mult decât au nevoie, revarsă nouă. Da. Tatăl a plecat dincolo și a făcut pentru el acolo să aibă strictul necesar. Și după a trimite acasă copiilor să descurce și ei. E, la fel este și cu plecarea celor dragi din mijlocul nostru. Sunt plecați într-o țară străină, unde noi încă n-am fost, vom ajunge cu siguranță, nu suntem scutiți nici unul, dar depinde și cum ajungem acolo. Dacă ajungem necăjiți din punct de vedere al faptelor bune săvârșite, cu siguranță vom avea nevoie de acasă cineva să ne trimită rugăciunile în această situație să umple acel gol pe care noi n-am reușit în viață. Dacă sunt suficiente și probabil mai mult decât, niciodată nu-i prea mult, dar au depășit faptele bune pe cele rele și suntem peste linia de plutire, atunci cu siguranță de acolo pot să-i ajutăm pe cei de acasă. Că aici le mai spun la mormântări, la credincioși, mai ales în situații unde, într-adevăr, cel care decedează este, îl cunoaștem noi și îl judecăm după judecata omenească ca fiind un apropiat al bisericii, un om râvnitor, rugător. Că dacă n-ați pierdut pe cineva drag, dacă ați pierdut pe cineva drag, gândiți-vă că ați câștigat un rugător înainte lui Dumnezeu pentru voi. Așa că, da, trebuie să ne rugăm pentru cei plecați din mijlocul nostru, pentru că putem să-i ajutăm, sau dacă n-au nevoie de ajutorul nostru, fiind în duhovniciți, noi vom fi ajutați de către ei din locul în care ei sunt. Așa este, Părinte, și dați-mi voie să spun ceea ce spune și Sfântul Ioan Scăraru, apropo că spuneați că este bine să ne aducem aminte de moarte. Ioan Scăraru zice așa că amintirea morții este medicamentul mântuirii, precum pâine este mai necesară decât oricare alt aliment, la fel și amintirea morții este mai utilă decât orice altă lucrare duhovnicească. Deci, în context, este bine să ne aducem aminte de moarte de fiecare dată, pentru că noi suntem datori și chiar dacă ne simțim atât de puternici în această lume și credem noi că n-avem nevoie de rugăciune, n-am nevoie de prezența lui Dumnezeu în viața noastră, la un moment dat vom ajunge acolo. Și foarte bine ați accentuat că este nevoie de rugăciune și noi, și slavă Domnului că avem rândit aceste slujbe de pomenire la 6 săptămâni, la un an, la 7 ani și de fiecare dată este bine să-l chem pe preot la mormânt să facă o deslegare, nu neapărat când se împlinesc acele zile, când simt nevoia sau când apare în vis, așa mai departe, este bine să ne îngrijim de cei dragi care au plecat, spunem noi, mai devreme dintre noi, dar noi nu știm că la Dumnezeu totul este diferit. Noțiunea timpului, cum spune Sfântul Vasile cel Mare la Hexaemerom, are o carte foarte frumoasă scrisă. Zice că la Dumnezeu o zi poate însemna o veșnicie, poate însemna un an, trei, deci la Dumnezeu este total diferită noțiunea timpului. Însă nu știm că a plecat prea devreme sau din ceea ce trăim noi. Da, putem spune că a plecat prea tânăr, la 40, la 50 de ani, dar a plecat când Dumnezeu a rânduit. Da, ziceați de vise. Vedeți, iar da. Este dovedit științific că și visul este o digerare, să zicem, o rumegare a preocupărilor de peste zi. Și aici chiar și la Ecleziar parcă ne spune că datorită grijilor zilei apar și visele. Deci da, sunt persoane care au vise, îi visează pe cei plecați de mijlocul lor, nu putem interpreta noi, dar sunt și aceste momente de întâlnire cu ei, prin care da, îi vedem că sunt bine sau îi vedem de multe ori că sunt rău. Da, ca să putem să continuăm această comuniune cu ei, să o facem prin rugăciunile și slujbele specifice bisericii. Doamna Maria Suceava ne spune: Doamne ajută și felicitări, mulțumim frumos, Doamne ajută. Doamna Alina Baciu, Doamne ajută. Părinte, avem o întrebare interesantă de la doamna doctor Paula Boloș, colega noastră de redacție. Care este părerea dumneavoastră referitoare la sărbătoarea de Halloween? Acum, bineînțeles, n-are de a face cu ortodoxia.
ceea ce vedem că se întâmplă în cazul așa zis sărbătorii a Halloween-ului. Pentru că noi, dați-mi voi până să răspundeți Sfinția voastră, să răspund eu, noi ne aducem aminte în mod frumos de cei dragi și preferăm să păstrăm vie, să spunem așa, amintirea lor, așa cum a fost ei în viață. Nu schelet, nu oase și așa mai departe. Cum ziceau și Părintele Patriarh a avut o intervenție foarte frumoasă, că de pe cei care spun că suntem bubători de moaște sau ne închinăm. Chiar foarte, foarte frumoasă intervenția. Pentru că Halloween-ul este o sărbătoare a măștilor. Cei dragi plecați dintre noi au fost oameni frumoși, oameni dragi sufletului nostru, cu chipuri curate, nu mascați sau costumați cum promovează Halloween-ul. Adică eu așa aș vedea. Sfinția voastră, ce ziceți? Dacă ar fi să-mi spun așa pe șleau ce am de spus, ar trebui să mă cenzurați. Da, da, da. Acum este no, o întrebare. No, clar, nu este o sărbătoare ortodoxă, clar. Nu este, n-are nici nimic de a face nicio cu legătură. România în special, nu doar cu ortodoxia, exact. Cu România. Da, România este general ortodoxă, majoritatea ortodoxă, nu are de a face nimic cu noi. În primul rând, părerea mea personală este, uitându-ne și studiind Sfânta Scriptură, se spune că vor învia la cea de-a doua venire a Mântuitorului, vor învia trupurile așa cum au fost. Da. Nu vor învia scheletele. Corect. Deci nu are de-a face scheletul. Nu vei vedea un schelet umblând pe drum niciodată. Nu vor învia vrăjitoarele pe mătură, care sau sunt măști. Promovate. Da, da, da. Nu vor învia strigoi, vampiri sau alte lucruri care nu sunt dovedite științific care exista. Și nici nu cunosc persoane care să-i fi văzut, că sunt închipuiri ale cinematografiei în special și a cărților de science fiction, dar în primul rând asta, nu vor învia, vor învia trupurile. Și noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, că chiar dacă sunt cazuri arși, pierduți în mare, în diferite locuri de unde probabil trupul nu mai este întreg în momentul în care este pus, așezat în acel leagăn al veșniciei în mormânt, dar dacă Dumnezeu, și sunt convins că are puterea ca să ne adune pe toți la un loc, va aduna rămășițele fiecăruia de unde vor fi ele. Așa chiar e. Și a sfinților, care vedem și știm, sunt trupurile lor, moaștele lor, că pomenează de ele, sunt de multe ori împărțite în mai multe mănăstiri, mai multe biserici, tocmai pentru a fi mânghiere pentru mai multă lume. Dar și acestea, la vremea rânduită, la a doua venire, se vor aduna și va învia trupul exact așa cum a fost creat de Dumnezeu. Unul mai înalt, unul mai scund, unul mai plin, altul mai slab, dar fiecare în felul lui este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa. Și așa va învia. Așa că nu, eu nu sunt de acord cu Halloween-ul, nu-l sărbătoresc, deși avem o influență în familie, având copii care se apropie de adolescență și mai mici, cărora atracția asta măștilor este destul de mare. Da. Și încă un lucru pe care l-am constatat și asta probabil va durea, dar este o realitate. Am observat de multe ori și probabil Sfinția voastră în parohie, unde și mai mult tineret la noi, preponderent fiind vârstnici în componența parohiei, dar de multe ori se întâmplă ca în aceste sărbători să fie copii speriați. Da. Să fie copii traumatizați să, de dragul sărbătorii și apoi vin să ceară ajutor de la preot sau mai rău psiholog, psihiatru chiar, sau să ajungă la tratamente de fel de fel. Așa că de ce să nu evităm din start a îi costuma în draci, în strigoi, în vampiri, în ce știu eu ce. Și vedeam zile trecute în mass media undeva că dar spunea că nu vă este rușine să vă costumați copiii în dragi, dar să duceți la biserică vă este rușine de multe ori. Da. Da. Când un copil la 3-4 ani spune o prostie, ți se pare că e drăguț. Când o spune la maturitate, la adolescență, nu va mai fi la fel de drăguț. Așa că mai bine învață-l să spună o rugăciune de copil. Și probabil această sămânță a rugăciunii va ajunge și o va spune și la adolescență și la maturitate, fiind pentru el ca o sămânță sădită de familie, de biserică, de societate în sufletul lui. Apropo de ceea ce spunea prefecetul Părinte Daniel, zice că noi credincioșii, când cinstim moaștele sfinților, nu cinstim oase. Cum greșit spun cei nepregătiți, neinformați și rău intenționați, ci noi ne întâlnim cu persoana Sfântului, ale cărui moaște se află în fața noastră.
Când cinstim Sfintele Icoane, nu cinstim lemnul, ci persoana care este reprezentată, a precizat Părintele Patriarh acum de sărbătoarea Sfântului Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor. Și ca să închem cu această întrebare de Halloween, sigur sunt și măști mult mai drăguțe, acceptabile, însă este o sărbătoare laică și noi ne detașăm de ea. Pentru că din punctul nostru de vedere, sau cel puțin din punctul meu de vedere, asta ar fi o explicație. Sărbătoarea cea mai plauzibilă, din punctul meu de vedere, al sărbătorii Halloween-ului în contextul nostru ar fi slujba de părăstas, da. Slujba de pomenire. Da. Vrei să-ți amintești de morți? Fă un părăstas, nu doar pentru cei dragi, corect. Pune și pe cei pentru care nu are cine să se roage, pentru cei care au murit pe câmpurile de luptă, în lagăre, prin închisori, unde nu mai știe nimeni nimic de ei. Dacă tot vrem să marcăm această perioadă, da. Putem, dacă vrem, un festival al toamnei, să ne bucurăm de roadele pământului, nu? De frumusețea pământului și a peisajelor, căci în fond, acestea sunt darul lui Dumnezeu. Natura creată de Dumnezeu. Da, pentru dacă că vrem. Moartea n-a fost creată de Dumnezeu. De ce să tot luăm de la alții? De ce să tot furăm? Hai să fim și noi autentici, pentru că avem și noi dragostea noastră față de ceea ce Dumnezeu a creat și să fie și să respectăm creația lui Dumnezeu. Părinte, se pare că această emisiune este atât de interesată, pentru că și ascultătorii noștri sunt foarte atenți și ne trimit întrebări. Și dați-mi voie să vă adresez o altă întrebare. Ana Roșca spune, Doamne ajută! Tatiana Roman zice așa, bună seara, unchiul meu și-a luat propria viață din păcate. Am avut probleme cu procesul înmormântării, iar preotul a refuzat să-i facă slujba de înmormântare. Deci deja avem caz de sinucidere și ca să știm despre ce discutăm. De ce anume nu merită cei care optează să renunțe la viață să beneficieze de slujba de înmormântare? Foarte trist. Exact ca și cum ai vrea să-ți iei un salar de la loc de muncă de unde ți-ai dat demisia. Foarte bună remarcă. De ce să-ți dea salar cineva dacă n-ai muncit acolo? La fel și cu sinucigașii. Este un act de lașitate. Da. Poate sună dur pentru cei care sunt în situație, dar trebuie să conștientizăm că așa este. Și sunt cazuri, da, unde și eu am parohie, n-am avut eu caz, Dumnezeu până în prezent m-a ferit câțiva ani de preoție de a avea eu credincios în situația asta, dar am și cunosc persoane care au venit și m-au întrebat și m-au rugat, ce să fac, părinte, că știu că dumneata nu-l pomenești, că nu așa, că ce să fac? Dă pomelnic cu alții din neamul tău ce l-a dormit și scrie acolo în paranteză cu toți ce a dormit ai lui. Așa. Pentru că Dumnezeu știe la cine te-ai gândit când ai dat pomelnicul acela, chiar dacă nu știe preotul ce reprezintă toți ce a dormit din neamul lui. Dar Dumnezeu îl știe pe cel care este acolo. Deci sinuciderea este fuga de responsabilitate, fuga de ceea ce Dumnezeu ți-a rânduit în această viață. Că e bună, că e grea, că este dar de la orice Dumnezeu. Aurul, ca să strălucească, trebuie întâi forjat, trebuie să treacă printr-un foc curățitor care să-l, și apoi să fie șlefuit. Orice piatră prețioasă, păi cu atât mai mult sufletul omului care se bucură de veșnicie. Orice exemplu am dat este limitat ca timp. Da. Sufletul este singurul care este nelimitat. Atunci, de ce nu ar avea parte de o șlefuire, de un proces din ăsta de purificare, care probabil, din punct de vedere omenesc, ni se pare greu. Nu e greu, este o cruce pe care ne-o asumăm dacă dorim și suntem conștienți că, dincolo de viața aceasta, există și viața cea veșnică la care dorim să ajungem cu toții. Și viața este darul lui Dumnezeu. Acum că a refuzat preotul să facă slujba, nu se poate face slujba de înmormântare. A refuzat pentru că asta este rânduiala Bisericii Ortodoxe. Exact. Sunt câteva rugăciuni, dar se limitează mai mult la cuvântul de învățătură. Așa, de întărire. Pentru cel plecat cam greu să mai poți face ceva, dar măcar să nu fie ăla exemplu pentru cei care au rămas. Deci cam asta ar trebui să învățăm, dacă au fost greșeli. Din păcate, e dureros. Și normal beneficiază de o slujbă de mormântare, așa cum beneficiază cel care a trecut la Domnul și a trecut din cauza unei boli sau așa mai departe. Dar când îți iei viața, atunci, și cu toate acestea, vedeți, este îngăduită o scurtă rugăciune, dar exact cum spuneați, de mângâiere a celor dragi rămași. Suferință, a celor dragi. Eram, cred că, prin facultate și îmi amintesc un caz povestit de un profesor care era la o mănăstire lângă Alba Iulia, duhovnic, preot. Și a venit un tânăr
că vrea ca să se spovedească. Și la spovedanie tocmai asta i-a spus, că el de la biserică, în funcție de spovedania pe care o va face și de îndemnul pe care îl va avea, îi va intra sau nu la suflet, el cu gândul ăsta a venit că de aici merge în pădure, la, în Alba Iulia, acolo sus, la, în spate, la mănăstire, și se dorește să se sinucidă, să se spânzure. Părintele era mai în vârstă, cu mult tact pastoral, și a reușit să-l întoarcă din acest drum. Dar acest proces, nu toți care ajung în situația asta, din păcate, trec prin fața sau prin biserică să ceară sfatul, ci într-un impuls, în îndemn al diavolului, mult mai puternic decât credința lor, probabil, recurg la asemenea gesturi. Încercați, aici mă refer și mă adresez tuturor celor care ne urmăresc și nu numai, să, când sunteți în suferință, căutați parohul, căutați duhovnicul, căutați mângâiere în biserică, pentru că și atunci când ești bolnav, mergi la vecinul prima dată să-ți dea un medicament, dar vezi că n-are efect, apoi cauți și sprijin profesionist, cauți sprijin medical într-un loc unde se poate administra acest lucru, adică în spital. Ei, la fel pe partea sufletească, când simți că nu mai poți și ești răpus de anumite greutăți și lucruri care duc cu gândul măcar, nu doar cu faptul, că cu gândul prima dată la asemenea gesturi, să treci întâi să cauți alinare, să așa cauți sfat, să cauți mângâiere, să cauți sprijin, în primul rând, în biserică, în Hristos, nu în biserică, că în biserică este știți, așa, dar în părinte, Hristos... ca și în matematică, orice problemă are rezolvare. Și exact cum spunea Sfinția voastră, decât să recurgi la acest gest și aici, sau aici ar trebui să fie foarte atenți cei care ne urmăresc și toți care vor urmări această emisiune și nu numai, toți creștinii. În momentul când cineva vine și vorbește care are un gând de sinucidere, să fie foarte atent, pentru că dacă și-a pus în gând, el își va urma cursul până la... că diavolul va lăsa, însă nu va reuși niciodată în prima. Pentru că în momentul în care te întâlnești și am văzut și explicații documentându-mă despre această temă, pentru că prima dată îți pui în gând, dar când ajungi în fața actului, te ia așa o teamă, o frică, o spaimă și nu reușești. Și am povestit cu o persoană, tot așa, pe care Dumnezeu m-a rânduit să o salvez de la sinucidere, mi-a spus, părinte, de trei ori mi-am pus în gând să mă sinucid, prima dată n-am reușit. Părinte, m-a luat o frică, avea datorii și cu jocuri de nocă și așa mai departe și discuție, ce te-a făcut să ajungi aici? Și mi-a spus, părinte, eram disperat, că mă tare. M-au sunat că mi-au viața așa mai departe și am zis totuși, uite, haide, i-am dat un canon așa, hai de fiecare dată la Sfânta Liturghie, să te spovedești, apoi să te împărtășești, se simțea mai bine, vizibil. Și am zis, explică-mi ce ți-a venit în momentul în care ai vrut să faci, părinte, n-am putut. O zis că îmi tremurau picioarele, părinte, n-am putut. Și m-am dat jos și mi-am văzut de treabă, dar toată noaptea și apoi o săptămână am fost atât de tulburat. Apoi am încercat o dată, părinte, la fel mi s-a întâmplat. Dar a treia oară, poate că a fost o încercare și n-a fost, poate că îmi reușea, dar între timp, oarecum, am fost salvat de cineva pentru că a venit să discute ceva cu mine și n-am vrut să vadă ceea ce făceam eu. Și de atunci mi-am dat seama că totuși trebuie să mă duc să cercetez, să caut un preot. Și Dumnezeu arată că... Cei care sunt în situații din astea zicească că s-a ascuns. Se ascund, pentru că răul, oricine face rău încearcă să ascundă. Da. Adam a greșit, s-a ascuns de Dumnezeu. Nu, oricine încearcă... Cine este până întunericului? Da, pentru creștini noaptea este un sfetnic. Da. Dar pentru cei care vor să facă rău, tocmai întunericul, nu neapărat noaptea, ca da. Și... a lumină, ci întunericul, aici vorbim de diavol, îi îndeamnă să facă în ascuns, să încerce să așa. Nu arate, să nu se descopere ceea ce face. Este o viclenie până la urma diavolului. Păi degeaba spune de cel viclean, nu? Și ne izbăvește de cel viclean. E foarte viclean. Nu știm și Lucifer cât de viclean a fost, așa mai departe. Doamna Violeta Valentina Domnit, felicitări, părinte. Doamne ajută, felicitări, Mărioara Rusu. Mulțumim pentru toate explicațiile date. Vă mulțumim că ne urmăriți. Se pare că această emisiune, această seară, are un rol important și pentru dumneavoastră și vă rugăm să ne distribuiți și să adresați întrebări invitatului nostru din această seară. Părinte, se apropie Moșii de Toamnă. Ce reprezintă Moșii de Toamnă? De ce avem trecut în calendar Moșii de Toamnă?
Și ce puteți să ne spuneți despre istoria cimitirelor? Pentru că în cimitir se află locul de veci. Adică locul de veci, acolo unde își va duce odihna. Cine și cum își duce odihna? Ei, cimitirul, dacă e să luăm după o explicație a dicționarului explicativ al limbii română, este locul unde sunt așezate trupurile celor care sunt fără viață, fără suflare, au decedat, cum vorbește lumea, dar în limbajul ortodox au adormit în Domnul. Așa este. Pentru că starea în sine de adormire prezintă o fază din care poți să-ți revii. Când spui că a murit, parcă e o fază din care nu mai revine, adică ți-a murit motorul la mașină, nu mai pornește. Da? A intrat în relativ, o să pornească din nou. Da. La fel și adormirea se va trezi la un moment dat, într-o altă dimensiune sau nu, dar se va trezi cu siguranță. Cimitirile au apărut, cred că odată cu omul, până la urmă, că a fost nevoie de a-și depune trupurile celor dragi undeva omul. Dar cele mai vechi apariții ale noastre ca și ortodoxi apar undeva prin secolul I, în perioada lui Hristos, încă chiar când tot în zona Ierusalimului, acolo s-au găsit cele mai vechi relicve ale cimitirelor. Au fost inițial săpate în stâncă, în piatră, depuse trupurile celor decedați acolo, după un ritual iudaic de îmbălsămare în special. Acest ritual era general valabil în toată lumea cunoscută la vremea respectivă. Mai târziu, unele popoare au adoptat și incinerarea, lucru care Biserica Ortodoxă este total împotrivă, pentru că în pământ ești și în pământ te vei întoarce. Dar, în general, cimitirile la noi și în perioada noastră s-au dezvoltat, cum aminteam la început, în jurul bisericilor. În jurul bisericilor pentru că s-au construit pe mormintele, pe martiriile celor astăzi cunoscuți ca fiind sfinți. Pentru că cimitirul, ca și organizare și depunerea trupurilor celor adormiți, s-au făcut clar în afara localităților. Dar, odată cu urbanizarea, cu creșterea multor populațiilor și a orașelor, a satelor, acestea au fost cuprinse în el. Dar cele mai multe la noi în zonă s-au dezvoltat în jurul bisericilor, pentru că biserica era clădită, în general, primele biserici, după edictul de la Mediolanum, dat de împăratul Constantin cel Mare, s-au început creștinii să-și construiască biserici. Unde? Pe locul unde a fost îngropat sfântul nu știu care, pe locul în care a fost îngropat celălalt sfânt. Și atunci creștinii au dorit să fie aproape și cu trupul adormit, probabil de cei pe care îi cinsteau și care îi rugau să fie mijlocitori pentru ei înaintea lui Dumnezeu. Și astfel s-au dezvoltat cimitirele în jurul bisericilor. Acum, desigur, cimitirul pentru mulți poate fi un loc neutru. Nu îți provoacă nimic, nu ai niciun fel de sentiment când vorbești despre cimitire. Pentru unii poate fi cimitirul un loc de întâlnire, un loc unde se întâlnesc cu cei dragi, un loc de meditație. Și aici găseam zile trecute într-un articol al Înaltea Sfințitului Părinte Irineu cuvinte care spuneau că școlarul se pregătește un an întreg pentru ca să fie apoi evaluat, să fie apreciată munca lui. La fel și creștinul, o viață întreagă trebuie ca să se pregătească. Când îi va fi lui evaluată munca? Când ajunge în cimitir. Că trupul ajunge în cimitir, da. Dar sufletul nu. Dar atunci ajunge să fie evaluată munca lui când pleacă dincolo de moarte. De aceea, pentru acest gen de oameni care văd în cimitir un loc de mângâiere, un loc de discuții, dacă putem așa, cu cei plecați din mijlocul nostru, vine Ioan Iacob Hozevitul, pe care îl citează de foarte multe ori în alt preasfințit Ireneu, pentru că am găsit în scrierile lui aceste cuvinte, spunea că pomenirea despre moarte, glasul trâmbiței de apoi, neîncetat să mă trezească ca alarma de război. Știm, vedem în jurul nostru, vedem la știri câtă panică produce o alarmă în zonele unde, din păcate, se produc aceste dezastre, aceste nenorociri. Ei, la fel pentru toți, când auzim de cimitir, trebuie să fie ca o alarmă pentru noi, pentru că este locul unde ni se împlinește dorul. Că omul când moare și împlinește dorul cel mai mare, dorul sufletului se împlinește când se întâlnește cu Dumnezeu, că de acolo a fost luat. Da. Te întâlnești cu copilul fizic
ți-ai împlinit dorul că l-ai văzut, dar dorul Tatălui celui ceresc se împlinește la moarte. Omul atunci pleacă și se întâlnește cu Dumnezeu. Atunci își întâlnește cel care i-a dat viață, care Tatăl i-a dat suflare și atunci își împlinește dorul. Așa că cimitirul nu neapărat să fie, așa cum spuneam, pentru cei care, pentru o parte este un loc de alinare, dar pentru mulți poate fi înfricoșător. De aceea nu trebuie să fie înfricoșător, pentru că este locul în care cu toții vom ajunge și unde ni se împlinește dorul către Dumnezeu. Și aici tot Ioan Iacob Hozevitul, citat de înalt preasfințitul Ireneu, spunea că fraților, să nu vă înșele bunătățile deșarte, fiți cu pază despre ele, cugetând mereu la moarte. Deci, concluzând oarecum cuvintele în altfel Sfântului Ireneu și cele pe care le-am dat citire de la Ioan Iacob Hozevitul, am putea spune că cimitirul este ca o școală. Și spunea Sfântul Ioan Gură de Aur la un moment dat că mergi, frate, în cimitir și vezi că acolo este școala cea mai înaltă a sufletelor, care ne vorbește despre Dumnezeu. Acolo este școala cea mai importantă și unde primești lecția cea mai de preț. În timp, oamenii s-au adunat și revenind la moșii de toamnă despre care îmi spuneați, s-au strâns, se strângeau periodic, care cum reușea. Dar în acest sens, biserica a organizat, a legiferat, să spunem, câteva date specifice, date fix, neapărat fixe, ca și prăznuire, că se prăznuiesc, data poate diferi. Tocmai cum este moșii de toamnă, că vorbim despre moșii de toamnă care sâmbătă îi vom prăznui. Da. Este prima sâmbătă din luna noiembrie, în general, se prăznuiește. Poate fi în 4 anul acesta, poate fi și mai repede și mai târziu, dar oricum se săvârșește înainte de intrarea în post, în postul nașterii Domnului Iisus Hristos. Tocmai pentru că noi ne bucurăm de toate cele duhovnicești ale postului, de marea și multa în duhovnicire este în post și cu aceste rugăciuni să ne aducem aminte de ei ca și ei să se bucure în prealabil, să zicem, de acest dar mare duhovnicesc pe care nouă postul celor vini îl rezervă și mai apoi împreună să ne să-l întâmpinăm pe Mântuitorul Hristos înviat. De asemenea, moșii de iarnă, moșii de toamnă sunt așezați înaintea posturilor sau înaintea rusaliilor. Deci sunt așezate înaintea, preced sărbători importante sau perioade ale postului importante ale bisericii noastre sau mai este sâmbăta lui Lazar, florile, când știm că Mântuitorul s-a pregătit. Deci s-a pregătit să meargă la junghiere, s-a pregătit să meargă la răstignire și a intrat triumfător. A fost întâmpinat cu flori. Noi mergem cu flori la morminte, le împodobim cu lumânări, cu flori. El a fost întâmpinat cu frunze de finic și cu ramuri de copaci care erau la vremea respectivă. Dar preînchipuie oarecum și prezența noastră în cimitire. Deci moșii de toamnă sunt de fapt moșii. Cuvântul moș vine de la strămoși, de la toți cei plecați din neamurile noastre. Noi ne rugăm pentru bunici, străbunici, hai încă o generație în spate, dar... Pentru ca eu să ajung astăzi aici a trebuit să am 4 bunici, 8 străbunici, 16 străbunici. Un lanț deci, al genealogiei noastre. Până la crearea lumii, oare câte zeci de mii de strămoși am doar eu, dar aminte fiecare. De aceea, în aceste momente, de moșii, de toamnă, de exemplu, sau alte pomeniri generale, ne rugăm pentru toți aceștia, pentru care nu mai are cine să se roage. Și vedem și în cimitire, sunt morminte care... nu mai au pe nimeni, probabil, sau sunt toți plecați în lumea veșniciei. Și am putea să le aprindem mai câte o lumânare. Și chiar îndemn lucrul acesta, să ne îngrijim și de mormântul celui care nu mai are nimeni și punem o lumânare acolo. Și dacă îl și cunoaștem după nume, să-l punem și pe el pe un pomelnic pe care îl ducem la slujba părăstasului, în general, care se face la moșii de toamnă și nu numai când îi pomenim. Așa cum zicea înalt preasfințitul Părinte Ireneu, că acum ne e tare drag, este arhipăstorul nostru și într-o predică la Duminica Mironosițelor, înalt preasfinția sa zicea așa, să urmăm pilda femeilor mironosițe, arătând prețuire celor mai înainte adormiți, părinți, frați și prieteni ai noștri. Putem face acest lucru rugându-ne pentru ei, pomenindu-i la Sfânta Liturghie, făcând milostenii pentru sufletele lor și îngrijindu-le mormintele. Acum
Apropo de morminte, domnul Olimpiu Nicolae Domnii ne spune: felicitări, părinte. Doamna Sărăcuz Mia, felicitări pentru emisiune, părinte. Informațiile transmise, sfaturile pline de înțelepciune ne ajută să medităm mai mult la faptele noastre zi de zi. Sănătate multă, Doamne ajută! Doamne ajută și ne bucurăm că vă suntem de folos și asta și ne și dorim prin această emisiune să punem la sufletele dumneavoastră sămânța cea rodnică. Alex Cristian, felicitări părinte. Ioan Daniel Feier, felicitări părinte. Rozalia Fel, felicitări părinte. Doina Gliga, Doamne ajută, felicitări pentru emisiune. Vă mulțumim pentru toate aprecierile și vă rugăm să ne distribuiți, să fiți alături de noi și să adresați întrebări. Părinte, ne apropiem de finalul emisiunii, dar aș vrea puțin să mai discutăm despre importanța cimitirelor. Acum, la nivel de parohie, pentru că noi la oraș avem cimitire municipale pe care le administrează primăria. Primăria se îngrijește de buna organizare, deși poate administrația mai spun că preoții iau anumite decizii. Nu, noi ne facem strict rânduiala. Mergem, facem slujba prohodului și ceea ce ați spus foarte bine, tot timpul și în cântări spunem adormitul robul tău, nu? Avem și adormirea Maicii Domnului, nu spune moartea Maicii Domnului. Da? Deci, practic, noi cântăm adormirea Maicii, adormit robul Dumnezeu sau adormit roaba lui Dumnezeu. Acum, la orașe, primăria este direct răspunzătoare și responsabilă cu administrarea cimitirelor. Însă, la parohia Sfinției voastre, de exemplu, că suntem aici în această discuție, cum vă îngrijiți de cimitire? Știu că parcă este din ce în ce mai greu. Și mulți spun, în unele parohii este oarecum, să spunem așa, o contribuție pentru plata cimitirului. Greu se găsește să cosești câteva hectare în fiecare vară și să pui la punct. Dar zice, mai spun unii creștini, păi părinte, am plătit la domn părinte, n-are decât să facă curat. Păi bine, bine, eu cum văd lucrul acesta? Noi facem în mare în cimitir, organizăm, dar eu cred că fiecare trebuie să grijească de cimitirul sau de locul de veci acolo unde odihnește cel drag. Ce părere aveți Sfinția voastră despre această situație? Luând cazul meu personal, parohia Sfânt Petru de Câmpie are aproximativ 6 hectare de cimitir, Hai de mine. Da. împărțit în 3 cimitire. Da. Unul de 3 hectare, unul de 2 și încă unul de aproximativ 30 de arii. 3 și ceva, 2 și ceva, cu aproximație. Într-un cimitir care e de 30 de arii, avem pe cineva care se ocupă. Într-adevăr, acolo este un cimitir mai mic, sunt oameni care contribuie, mulțumesc pe această cale domnului Emil Cornea că el se ocupă de cimitir acolo, dar cimitirul central, unde este cei mai mulți adormiți, este în administrarea parohiei, nu este, da, a municipalității ca și la orașe. Avem o problemă cu îngrijirea lor, în sensul că nici oameni nu mai sunt. Tineret, cine ar vrea nu poate, cine poate nu-i acasă sau nu vrea. Da. Taxă pe administrare, au fost discuții, n-am vrut să punem presiune pe oameni. Am încercat ca voievozii din vechime să zic să fiu eu primul în fața bătăliei. Da. Am mers ani de zile și am dat și o mână de ajutor și am făcut ce am putut în a curăța fizic vorbind cimitirele. Am găsit acum de un an de zile pe cineva din sat, anii trecuți din sate vecine, dar plătiți fie cu ziua, fie la lucrare, ca să se îngrijească de cimitire. Da, cheltuielile sunt mari și suprafața este foarte mare. Anii trecuți am găsit o firmă în oraș. Ne taxa la metru pătrat. Imen, Mult. foarte mult. Depășește bugetul parohiei. Cred. Doar curățarea cimitirului. Nu? Ce să mai spunem despre să se cosească de 2, de 3 ori. În schimb, credincioșii în general își fac la mormintele lor. Acum există o neglijență, dacă nu e a meu, așa. Dar am încercat mai între 4 ochi, pentru că în public nu-mi place să dojenesc pe nimeni. Am pus camere de supraveghere, ce vorbim de parohia Sfânt Petru de Câmpie, cimitirul este supravegheat de 10 camere de supraveghere. Supraveghează Interesant. perimetral și capela, care a fost construită cu sprijinul primăriei. Mulțumesc pe această cale și primăriei că ne ajută după posibilitățile Da. pe care le au. Și de atunci lucrurile s-au mai Schimbat. stopat puțin în ceea ce ține de mizerie. Dar tot este foarte greu, pentru că suprafața este foarte mare. Acum am
căutat și facem apel tot timpul la credincioși. Așa cum am spus, de obicei organizăm în zile în care ei lucrează și probabil este și un motiv pentru care nu pot să vină la clacă, la popa în clacă, cum spunea cântecul popular, dar în general încercăm să ne administrăm așa cum putem. Da, și cimitirul este oglinda parohiei. Este oglinda parohiei, dar nu este a preotului. Nu este a preotului, astfel să se înțeleagă. Eu aș fi de acord ca fiecare să se îngrijească de cei plecați și mai ales de cimitirul, de locul de veci unde odihnește cel drag. Nu știu cât de greu ar fi să te duci o dată pe an sau, să zic așa, o dată pe an, dar sunt și cunosc persoane, inclusiv din parohia mea, care sunt săptămânal în cimitir și își plâng. Îl pun pe cel drag, dar tot timpul pune candelă, coroană de flori și așa mai departe, că așa aici au probleme cu coroane, cu celelalte, însă noi intrăm noi în detalii, dar este sau de folos ar fi ca fiecare creștin în parte, aflat în viață, să se îngrijească de cimitir, de locul de veci, acolo unde odihnește cel drag. Și devine din ce în ce mai greu, mai ales la sate, pentru că, exact cum spunea Sfinția voastră, aveți o suprafață enormă, foarte mare, părinte. Da, și pe lângă asta, degeaba pui presiune mare pe credincioși, pentru că va fi greu să poată să facă față. Da. Dar acum, într-adevăr, Patriarhia Română a venit în 2020, parcă cu un regulament bine pus, foarte, foarte bine pus la punct, prin care să încercăm o mai bună administrare a cimitirelor. Am reușit și eu și am făcut. Puteți să-și arătați regulamentul, că l-ați adus cu Sfinția voastră. Da, l-am adus. Da. Poate fi, nu? Da. Consultat la parohie. Da, în care sunt foarte bine legiferate toate atribuțiunile pe care le are atât preotul în calitate de administrator, parohia în calitate de administrator, cât și credinciosul. Acum noi ar trebui pentru fiecare act de concensiune. La țară e foarte greu să faci lucrul acesta. Ar trebui taxe puse pentru locurile de veci. Noi nu avem taxă. Sunt parohii? Momentan nu sunt. Nu se știe pe viitor pentru că nevoia te va pune să faci. Dar tocmai ca să facem o paranteză, părinte, și aceste taxe puse, să nu ne judece lumea că vrem numai bani, că nu mai cerem bani. Nu, sigur. Aceste taxe pentru locurile de veci, că și la administrația primării tot acolo. Tot acolo, pentru că din acești bani noi practic, sau parohiile, întrețin cimitirul. Exact despre ce a spus, să contractați o firmă, să vă ia pe metru pătrat la 6 hectare, cam ce buget e acolo. Da, și e foarte bine structurat regulamentul. E foarte greu de pus în aplicare la țară, încă, probabil pe viitor, odată cu schimbarea anumitor generații de oameni și cu venirea altora cu o viziune mai largă și cu o deschidere spre punctualitate mai bună, probabil vom reuși altfel. Dar momentan, oamenii în vârstă, în general, cimitirul e al nostru. E al nostru doar când să avem nevoie de el. Da. Dar când e de făcut curățenie, nu mai e al nostru. Da. Atunci e al lui popa. Da, corect. Nu, preotul este pus să slujească, să facă alte lucruri, dar o face și asta, că o face până la urmă, și încă, dar cu ajutorul lor. Da, și încă o chestiune, că și biserica, nu e lui popa, e biserica parohială, adică a comunității. Nu? Avem câteva lucrări în curs la biserică. Da. Avem proiecte mari și multe, dar ne limităm la ceea ce putem din punct de vedere financiar să facem. Și am tot încercat și într-adevăr să știți că în ultimii 2 ani, să spun, am observat o deschidere a omului către biserică din punctul de vedere al ajutorului. Da. Nu neapărat fizic, pentru că, am spus, în general sunt oameni în vârstă care nu lucrează, fac naveta, sunt departe, plecați pe dincolo, dar financiar. Și am încercat și tocmai asta le spuneam, că da, este o vorbă, ca și la primar, orice se întâmplă, primarul e de vină, ca și la țară, președintele de vină, la parohie, popa-i de vină. Orice decizie se ia într-o dezbatere cu consilierii și care o duc mai departe. Și sunt lucruri care trebuie făcute pentru că orice în casă, că le-am dat exemplu ăsta, fiecare schimbă după o perioadă ușă, un geam, mobilier, tocmai pentru că a devenit inutil sau este deteriorat și așa. Deci, la fel și cu lucrările și de întreținerea cimitirului, că vorbeam de ele, sau la biserică.
încercăm să îmbunătățim, să aducem lucruri noi, Așa, casa parohială, care să ne bucurăm cu toții. Da, și la casa parohială. Că schiția voastră, dacă mâine plecați din parohie, de exemplu, nu las casa, casa rămâne acolo pentru cel care va veni. Deci toate bunurile sunt administrate de parohie și rămân în administrația parohiei. Da. Trebuie să se înțeleagă aceste lucruri, așa cum e și cimitirul. Este în administrația parohiei, dar trebuie să conlucrăm cu toții, să punem mână de la mână. Și aici spuneați despre Inoriaș, să știți că și eu sunt de aceeași părere și pe această cale țin să le mulțumesc și tuturor credincioșilor care sunt alături de biserică, cu toate că se încearcă o manipulare în mass media și în spațiul în care noi ne învârtim și o denigrare a bisericii. Cei buni nu pierde. Niciodată nu va pierde. Hristos a biruit, nu? Și inclusiv pe cruce ce a spus Părinte Ardică, nu știu ce fac, ne-a judecat și cu toate acestea Hristos a biruit. Cum zice Sfânta Scriptură, în lumele cazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit. Și vin și ne sprijină. Într-adevăr, și înțelegem, timpul este foarte scurt, îți preocupați cu locurile de muncă, dar tot timpul când s-a făcut și la noi, la biserică, unde slujim în Unirii, și acum avem lucrări împreună cu Părintele Vasile, colegul meu de altar, desfășurăm ample lucrări de înfrumusețare a bisericii și creștinii ne vin în sprijin. Nu s-au dat niciodată cu un pas înapoi și văd și dorința lor, adică ca și cum ar face acasă la ei, așa vin și aduc și contribuie pentru biserică, pentru că biserica este mireasa lui Hristos. O mireasă tot timpul arată. Asta am frumos observat și eu, fiecare cu cât poate. Și exact. Este banul văduvei. Da, așa eram gând la gând cu bucurie. Banul văduvei, adică nu trebuie presiune. Fiecare cât poate, dar dacă omul vede că banul lui a fost redirecționat acolo unde trebuie, atunci cu siguranță mai dispare din prejudecățile astea că i-a trebuit la popa. A trebuit pentru noi, pentru toți, exact, ca să avem noi confortul, să zicem, necesar, să putem să ne rugăm în condiții bune. Că nu te poți ruga în frig, nu te poți ruga în curent, nu te poți pune pe un scaun care e rupt și îți acheți hainele. Deci confortul ăsta un pic Mulți spun, părinte, pe vremea noastră sau când erau pe vremea bunicilor, înghețeau de frig și îmi spuneau preoți care acum sunt la vârsta pensionării, părinte, îngheța Sfânta Împărtășanie în botez, dar pentru asta toți slujeam. Acum, cum spune Sfinția voastră, ne adaptăm și noi, vrem la putem să trăim în... Trebuie să avansăm, nu putem să rămânem. Exact. Și trebuie să oferim un minim confort în Sfânta Biserică pentru cei care vin sau mai în vârstă, să aibă un loc pe scaun, să aibă un pic de căldurică. Acum nu facem căldură ca și acasă cu 22 de grade, dar trebuie nici să fie 5-7 grade. Avem vestiar la intrare în biserică. Exact, așa este, da. Doamna Laura Stoica ne spune, Doamne ajută, părinte. Doamna Ștelian Nicoleta Dina, felicitări, părinte, multă înțelepciune. Doamna Maria Stoica, Doamne ajută. Doamna Chirilă Dana Cocoș, felicitări, multă sănătate. Domnul Doru Borșan, vă salut cu drag. Vă mulțumim, domnul Doru, pentru că ne sunteți alături și prin bunăvoința dumneavoastră această emisiune este aici, în acest portal de știri Mureș News, Bairoa, Români Uniți Acasă. Părinte, ne aflăm la finalul emisiunii, a trecut o oră, dar se pare că și interesul spectatorilor și, să spun, spectatorilor, acelor care ne urmăresc, este destul de mare pentru această emisiune, pentru că, pe lângă faptul că se apropie această sărbătoare a moșilor de toamnă și foarte frumos ați argumentat ce semnifică moșii de toamnă, de unde vine denumirea de moșii de toamnă, însă trebuie să conștientizăm faptul că, așa cum spune în Cartea a doua a Macabeilor, în capitolul 12, versetele 39 până la 46, și pentru acest păcat s-a rugat împreună cu mulțimea ca Dumnezeu să le ierte celor morți acest păcat. Adică, practic, noi ne învârtim într-un nucleu și în centrul acestui nucleu este rugăciunea. Rugăciunea este bine făcută oricând, nu doar la 6 săptămâni, la un an. Ce sfaturi ați da pentru cei care spun că tot timpul visează pe cel adormit sau spun că cum oarecum n-ar avea liniște? Ce ar trebui să facă în această situație? Visul celui plecat poate fi, pentru unii își doresc lucrul ăsta. Am discutat cu să-l viseze cât mai des. Da, da. Am discutat cu persoane care își doresc și ar dori să-l viseze și nu-l visează. Unii visează și visează că sunt bine unde sunt. Da. Și chiar zile trecute discutam cu cineva pe tema asta,
că și-a găsit alinare după ce a visat că băiatul, accident, ceva foarte tragic, și și-a găsit alinare că l-a visat că el este bine și că în vis i-a transmis că este bine unde este. Alții nu-și doresc să viseze și visează. Sau unii visează și visează că nu este bine, nu este la locul unde trebuie să fie cel care a plecat. Dar aici este bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Ai plecat, e o punte între iad și rai. S-a rugat să lase, să meargă înapoi, să le spună, nu faceți ce am făcut eu, că uite unde ajungeți. Duminică. Da? Da, da, duminică, chiar acum duminică. Ne-am urmărit. Da. Nu faceți ce am făcut eu, că uite unde ajungeți. Nu mai este cale de întoarcere în momentul acela. Dar în momentul în care apar visele, indiferent că sunt bune, că sunt rele, că îi visăm de bine sau îi visăm de rău, ca să ne liniștim noi, putem să facem o slujbă de părăstas. Putem să facem milostenie pentru ei, putem să îi pomenim în Sfânta Liturghie, cel mai important în Sfânta Liturghie, da. Pentru că acolo se aduc prescurile, știm fiecare, și dintr-un colț se prescură, că la țară în general nu se aduce prescura individuală, ci o prescură făcută din mai multe colțuri, și, dar una care este prevăzută pentru cei adormiți, se ia câte o părticică, se pomenește și se pun pe Sfântul Disc. Mai apoi la prefacere știm că se pun toate la oaltă împreună cu Mântuitorul și preotul spune spală, Doamne, păcatele și s-au pomenit aici. Aici sunt pomeniți și cei vii, sunt pomeniți și cei morți. Și în acel moment îi pui pe toți într-un potir, pe toți într-un sânge, îl speli și pe Hristos și pe omul de rând, păcătosul, adormit sau și cel viu pomenit, îl pui în același potir, în același loc cu Hristos. Păi altă modalitate mai bună, mai benefică din punct de vedere duhovnicesc pentru a îi pomeni și pentru a scăpa de această teamă a visului, nu cred că există. Ai visat noaptea, du-te dimineața, dacă nu ai liturghie în sat la tine, pentru că recunosc, nici nu fac liturghie zilnică, sunt singur, fac de două ori pe săptămână, dar mai facem și cu un acatis, cât un paraclis, pentru că așa... Să nu ține biserica închisă. Da, condițiile, dar când e prima duminică, sau anunță-l pe părinte și să pomenească și el, sau pomenește-l tu în rugăciunile tale personale, aprinde o lumânare care să fie ca o călăuză înaintea lui Dumnezeu. Nu știm de ce ne cheamă, poate de ce visăm, să interpretezi visele e destul și de... Dorul, da, da, și dorul, da. Da, și dorul, dar e totul se manifestă, așa cum spune la Ecleziarh, datorită grijilor prea multe pe care le avem, îi avem și în vis. Pentru că asta este, visul este o rumegare, vaca mâncă, noaptea rumegă. Da. Omul ziua se gândește la cel plecat, vede locul la masă unde a fost și numai ei, vede lucrurile care l-au conjurat și de care s-au bucurat probabil împreună și acum numai aici. Noaptea subconștientul lucrează. Dar subconștientul totodată trebuie să fie cel care ne trage și semnalul de alarmă. Bă, poate n-am făcut destul. Ia să mai pun o prescură, ia să mai pun un pomelnic, ia să mai fac un părăstas, ia să-l mai pomenesc în rugăciune. Și aici la mine în sat și pe unde mă mai poartă pașii la alte biserici sau mănăstiri. Deci în momentul în care visăm pe cei dragi ai noștri, nu știu dacă e bine sau rău, n-aș vrea să mă exprim. Dar o facem tocmai datorită grijii, iubirii pe care o avem. Suntem îngrijorați că nu sunt bine, îi iubim și ne dor de ei, dar cel mai bine și cel mai bun lucru care putem să facem este să-i pomenim. În special la liturghie și mai apoi în rugăciunea personală, în părăstase, aprindem o lumânare, o jertfă pe care să o facem ca milostenie, o pomană, cum o numim în popor. Nu contează că e un moment... Și o pâine dacă o dai din suflet. Era discuția cu bogatul acela care permanent era urmărit de un sărac și nu vrea să-i dea nimic ca... de pomană, deși tot timpul transporta o căruță de pâini. Și la un moment dat s-a săturat de el, ca tot îl agasa pe drum să-i dea lui ceva, și a luat o pâine și a aruncat-o spre el, dar în dispreț, ca să lovească, ca să-l alunge, nu ca milostenie. Și la judecata de apoi, îngerul a venit cu pâinea aceea, îngerul lui păzitor, doar cu pâinea aia. Și aceea, dată cu dispreț, i-a fost benefică. Așa că nu contează valoarea, cantitatea, locul, modul, să fie cui, să fie în primul rând din suflet. Așa. Cum pomeneam, banul văduvei a fost mai important. Decât... să fie primit, adică să fie primit. Părinte,
Vă mulțumim pentru că ne-ați încântat cu aceste vorbe minunate și acum, la final de emisiune, vă rugăm să adresați un cuvânt duhovnicesc celor care ne urmăresc. Nu știu ce aș putea să le spun. În primul rând, le mulțumesc celor care ne-au urmărit. Le mulțumesc celor care îmi sunt alături și în partea asta de administrare a parohiei, a cimitirului, pentru că asta era subiectul principal în jurul care am învârtit. Și să nu uităm un lucru, dacă vorbim despre moșii de toamnă, despre cei plecați din mijlocul nostru, că viața noastră se învârte în jurul morții până la urmă. În tot fiecare zi noi stăm la coadă. Românul încă învăța să stea la coadă. Stăm la coadă, dar stăm la coadă că să ne vine rândul la moarte. Nu știm, mai se bagă unul în față, mai se bagă unul iasă din rânduri, dar nu vom putea fenta niciodată. Și aici erau, nu știu cât timp mai am, așa că cineva a vrut să fenteze moartea când a venit la el și a zis că hai să-ți fac o cafea, hai să mănânci ceva și moartea până la urmă, bine, hai să stăm la discuție un pic. Și o omenit-o bine pe moarte și pe aceea moartea s-a culcat. Când el, în timp ce dormea, moartea de pe primul rând unde era numele lui pe listă, că era rândul lui să plece, și-o șters numele și-o pus la ultimul și-o trecut ultimul pe listă să-și lungească viața. Și când s-a trezit moartea, ai, uite, pentru că ai fost bun cu mine, o luăm de la capăt și te las pe tine și iau de la capăt. Deci, oricum am face, nu putem să fugim de aceste lucruri. De aceea, îndemnul cel mai de preț, cât care trebuie și cred că și Sfânta Scriptură îl dă, este cel al iubirii. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Și acest gând să fie cel al dragostei către Dumnezeu și dacă avem dragoste Dumnezeu, avem și față de aproapele, n-avem teamă de moarte, n-avem teamă de veșnicie, n-avem teamă de ispitele și de uneltirile diavolului, cum spunem în rugăciunile biserice, și tot timpul să lăsăm un loc de aducere aminte, de bine, de respect pe unde trecem. Și să ne amintim unii de alții cu gânduri bune, cu dragoste și cu compasiune unul față de celălalt. Părinte Robert, vă mulțumesc mult pentru prezența Sfinției voastre în platoul Mureș News și să dea bunul Dumnezeu să ne mai întâlnim și pentru faptul că v-ați făcut timp să fiți alături de noi și vă mai așteptăm să veniți ori de câte ori vă face plăcere. Vă mulțumesc, am venit cu drag, o să accept provocarea ori de câte ori va fi nevoie și vă doresc să aveți mult succes, emisiuni. Doamne ajută tuturor, post binecuvântat să dea bunul Dumnezeu, îndată se apropie și Sfântul Post al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și să ne ajute să fim mai buni și mai rugători înaintea Mântuitorului Hristos. Domnul Costel Gurin spune respect părinte, Doamne ajută tuturor. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și în această seară. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii Drumul spre Credință, până data viitoare, când vom avea un alt invitat și vom dezbate o nouă temă importantă și de actualitate, vă spun tuturor cu bine, Doamne ajută!